Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Facem filmulețul ăsta ca un răspuns la un comentariu la, cred că la filmulețele cu becurile cu LED Miria de la Altex, unde am scris unui subscriber că și-a luat becuri chinezești de cacao. Și da, există și sub Miriam produse, de astea no name, care sunt mai proaste ca Miriam. Eu vi-l lăudam pe nenea Miria sau Miriam, cum se numește, pentru că le am și acasă și în atelier câteva. De peste un an de zile nu s-a ars niciunul. În schimb, am luat ceva substandard. Firma asta e substandard oricum. 10W, LED de la Horbach, cred că ori sub 6 lei, ori sub 5 lei. Deci 4,99 sau 5,99, ceva de genul ăsta. Sau 3 la 10 lei. Pentru care cunoaște și știe expresia asta. Ăsta e nou nouț în cutie. Am mai avut unul. Ia să vedem ce ne spune aici. Bla bla bla, economie 70 de kW pe an și 15 ani timp de funcționare. Ha. Scrie undeva 2 ore, 2,7 ore pe zi maxim, 900 de lumeni, asta e ok, merge de la 220 la 240, 50 de Hz, fasungul e 27, aprindere instant fără dimmer. Deci nu merge pe dimmer. Este unul și același, mai am luat două. Ăsta nu l-am probat încă, ăsta a fost într-o aplică și merge doar așa. Da, are aprindere instant. Da? Dacă vrei stroboscop, nu găsești. Da? 15 ani. Păi dacă merge jumătate an, ești mulțumit la cât consumă. Dar din păcate nu merge. Frumos. Elegant. Da? De asta vorbesc. Deci există produse sub Miria. Iar mi-aduc aminte de Marius de la Bucharest by Traffic cu trotineta lui pe care a fermat-o cu băta. Dacă n-ați văzut, căutați la el pe canal. E filmulețul ceva, am distrus trotineta. Deci există și sub astea. Hai să vedem și pe ăsta care e nou nouț, să nu ziceți că bai l-am folosit pe ăsta. Doar l-am pus și am uitat de el, că nu s-a mai aprins, decât dacă îl pocnești să aprinde. Dacă îi tragi bruna, uite, ăsta merge direct. Asta e, cam asta e calitatea, la 5 lei. Dacă stau să mă gândesc, un LED costă 5 lei. Da, un bec cu mai multe LED-uri. N-am reușit să-l desfac. Să vedem ce are înăuntru, dar promit că-l duc la atelier și la ce poate să aibă. Ceva de un leu, pentru că la noi, v-am spus de 1000 de ori, orice costă 10 lei, la fabrică costă un leu. La noi așa e adaosul de 100% minim, că românul nu știe să facă business. Pe termen lung, românul dă tunuri. Să aduc produse de 30 de bani, să vând la 5 lei. Mega profit. Da? De ce i-am scris subscriberului că și-a luat becuri de pasă de foc la casă? A montat becuri de astea ieftine. S-a dus proprietarul și-a luat într-o casă nouă. Făceam instalație electrică și am pus fasung în fiecare cameră să fie lumina de șantier. Și din vreo 10 de astea, vreo 3 au crăpat și unul a luat foc, pur și simplu. Noroc că eram acolo și l-am văzut. Așa că și nu e, vă spun eu, poate să aibă super etichete, super, nu știu cum a primit Horba cu așa ceva. E paralel cu subiectul. Da? De ce? China Export.
bec de 3,50 lei, care la fabrică, cu tot cu transport, cu bla bla bla, sigur e 1 leu. Nu are cum să-l vândă cu 5 lei. Așa că, mare atenție. Bun, cam asta la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor.